Prorocii și preoții sunt stricați. Le-am găsit răutatea chiar și în casa mea, zice Domnul. Chiar și acolo, acolo unde n-ar trebui să existe nici un grăunte, cât un bob de muștar de răutate. Dar le-am găsit răutatea chiar și în casa. De ce? Chiar și aici. De ce când în fiecare seară noi ar trebui să dăm cu mătura? Așa spune și Domnul. El nimicește în toate diminețile pe cei răi din țară. Noi, în toate seriile, ar trebui să dăm cu mătura și să nu lăsăm gunoiul în casă până dimineața. Ne strică aerul. Trebuie să o facem în ziua de pregătire. Să nu lăsăm ca gunoiul, ca răutatea să ne însoțească în ziua de sabat, la casa Domnului. Ne poate strica bucuria închinării. Dar se spunea și în lecția în școlii de sabat. Măturați un aluat vechi. Ce fel de aluat? De răutate. Și în foarte multe locuri, Cuvântul lui Dumnezeu asociază răutatea cu viclenia. Măturați aluatul de răutate și viclenie. Dacă nu vom mătura acest aluat, nu vom fi găsiți în numărul celor 12 seminții văzute în Apocalipsa 7. Nu vom fi găsiți între cei despre care Domnul Iisus a spus în Ioan 1:47, cu adevărat un Israel în care nu este vicleșug, în care nu este răutate. Și fără această declarație a Domnului, care să fie adevărat în dreptul nostru, nu putem să fim în Israelul Dumnezeu, nu putem să fim în semințirea acelea mântuită. Vom rămânea acolo unde este aluatul vicleniei, cu fariseii. Vom rămâne acolo cu seminția lui Dan, care, plin de răutate, lucrează pe la spate. Niciun grăunte de muștar de răutate să nu fie găsită la noi. Dar chiar și aici, în casa Domnului, spunea profetul, le-am găsit pe răutatea. Mult spus, dar Iacov, în capitolul 1:21, vine și spune ceva parcă mai mult, parcă ceva prea de tot. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate. Lepădați orice răutate. Era mult spus, dar aici citim altfel. Orice revărsare de răutate. Ce se întâmplă când se revarsă ocean? Ce se întâmplă când se ridică valul de 10 metri, de 12, de 18 metri? Nu doar istoria ne spune ce s-a întâmplat la Lisabona în 1755. Și în anul acesta s-au ridicat valuri care s-au revărsat. Ce au făcut valurile acelea revărsându-se? A nimicit, a făcut distrugeri, pierderi de vieți omenești. Oriunde se revarsă răutatea, ce se întâmplă? Da, dacă ai un pic de răutate, ai un singur loc unde să mergi să ți-o revărsi, în pustie. Acolo unde nu vei găsi nimic, niciun pom, niciun om, că nu vei produce vit. În sudul Statelor Unite a fost nu de mult o tornadă. Și tot așa a făcut victime cu sute. Să nu credem că revărsarea de răutate în casa Domnului sau oriunde nu produce victime. Lepădați, da, orice revărsare de răutate. Găsim un principiu în cuvântul Domnului. Îl găsim spus în Cartea Împăraților, 1 Împărați, capitolul 1, versetul 52. Putem să aplicăm și în timpul nostru. Spus de înțeleptul Solomon,
împărat în vremea aceea. Întâi Împărați 1 cu 52. Solomon a zis, dacă va fi om cinstit, un păr din cap nu-i va cădea la pământ, dar dacă se va găsi răutate în el, va muri. Dacă va fi un om cinstit, va trăi. Se va bucura de ocrotire, de grija mea. Un păr din cap nu-i va cădea. Și Domnul promite că ne sunt numărați toți pării din capul nostru. Dar, dacă se va găsi răutate în el, ce se va întâmpla? Va muri. Ce se va întâmpla cu noi, dacă se va găsi răutate în noi? Vom muri. În ziua în care se va găsi răutate, chiar dacă sentința nu se aplică în ziua aceea, ca și în cazul primei perechi, în ziua când se va găsi răutate, va muri. Și s-a găsit răutate în Adonia. Și în ziua aceea, a murit. Tot în perioada aceasta, a împărăției lui Solomon, mă opresc la o altă lecție. Capitolul 2, versetul 28. Vestea aceasta a ajuns până la Ioab, care luase partea lui Adonia, măcar că nu luase partea lui Absalom. Și Ioab a fugit la cortul Domnului și s-a apucat de coarnele altarului. A crezut că acolo, la altar, va fi scăpat de răutatea lui, de consecințele răutăților. Și în ce a constat răutatea lui? Versetul 32. Domnul va face ca sângele lui să cadă asupra capului lui, pentru că a lovit pe doi bărbați mai dreți și mai buni decât el și i-a ucis cu sabia fără să fi știut tatăl meu David, pe Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Israel, și pe Amasa, fiul lui Ezer, căpetenia oștirii lui Iuda. Sângele lui, vărsat de el, cădea asupra capului. Cât sânge a vărsat Ioab? Mult, foarte mult. Și totuși, în ce consta păcatul lui? Au urât doi oameni, sângele a doi oameni. Cei doi oameni erau mai aparte decât el. Doi oameni, doi bărbați, mai drepți și mai buni decât el. Și cum i-a omorât, mișelește. Așa cum spuneam despre familia, despre seminția lui Dan, Mișel, lovește pe la spate. De ce a fost ispitit Ioab să-i lovească? Pentru că erau mai buni, mai dreți, mai cinstiți decât el. Ce facem noi când întâlnim oameni mai buni, mai dreți, mai cinstiți decât noi? Ne bucurăm? Sau suntem cuprinși de invidie, de răutate? Nu cumva să-mi ia fața. Nu cumva ca să mă eclipseze. Ioan Botezătorul n-a făcut așa. Eu trebuie să scad, iar el trebuie să crească. Pe tutindinea în jurul nostru se practică lucrul acesta. Să lovești pe unul mai drept și mai cinstit decât tine. Nu doar despre actuala guvernare și fără să aduc foc străin. Și în precedentele se spunea că n-a fost intenția celor din fruntea guvernului să strângă lângă el oameni eminenți, că nu cumva să ia fața. De ce nouă să ne fie teamă că vom găsi oameni mai drepți, mai buni, mai cinstiți? Chiar Domnul Iisus spunea, ucenicul va ajunge ca învățătorul și chiar își va depăși învățătorul. Să ne bucurăm atunci când vedem progresul ucenicului. Rămânem tot în istorie și vrem din cartea lui Samuel să învățăm ceva din perioada lui David. De fapt a fost miezul de la care am început această meditație. 1 Samuel, capitolul 25 și versetul 28. Iartă, te rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Iartă, căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine.
cât de bine este să o întâlnim pe Abigail pretutindeni. În casele noastre, în adunările noastre, între vecinii noștri, pretutindeni, sfatul ei înțelept. Robul meu, sau domnul meu, poartă războaiele Domnului. Și cel care poartă războaiele Domnului nu va avea niciodată răutate în inima lui. Și dacă se va găsi vreodată răutate în inima ta, ce război mai porți, dragul meu? Războaiele Domnului? Niciodată. Domnul Iisus Hristos a venit să poarte un război. Și chiar și atunci când răutatea a ajuns la culme, când toți demonii au fost strânși în Ierusalim, cum s-a manifestat Domnul Iisus? Cu sau fără răutate? Fără răutate. Ce cuvinte a rostit El de pe cruce față de vrăjmașii Lui, de omorâtorii Lui? Iată, Tată, că nu știu ce fac. Niciodată nu va fi răutate în tine. Un om după inima lui Dumnezeu, un om cu inima curată, care poartă războaia Domnului, nu va avea niciodată răutate. Și o spun și copiilor, niciodată să nu concurați cu alții, ci doar cu voi, cu noi să concurăm pentru gloria lui Dumnezeu în excelență. Și David nu rămâne la teorie. Așa cum învățam în școala de sabat, Domnul vrea ca adevărul lui să nu rămână teoretic, să nu rămână la nivelul minții, să nu rămână în curtea din afară, ci să ajungă în curtea dinăuntru. Și de aceea, singura ceremonie, spălarea picioarelor, ca să ne ducă acolo, ca și cu inima să ne placă și să împlinim legea lui Dumnezeu. David, în 2 Samuel, capitolul 1, vine și ne face dovada că în inima lui nu s-a găsit răutate. 2 Samuel 1, 20 și 21. Nu spuneți lucrul acesta în Gat. Nu răspândiți în vestea aceasta în ulițele Ascalonului, ca să nu se bucure fetele filistenilor. Ca să nu se laude fetele celor nevoiați împrejur. Munți din Gilboa, nici rouă, nici ploaie să nu cadă pe voi. Să nu fie pe voi nici câmpii care să dea pârgă pentru darurile de mâncare. Căci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor, scutului Saul, ca și când n-ar fi fost uns cundele. Nu spuneți lucrul acesta în Gat. Nu răspândiți vestea aceasta în ulițele Ascalonului. Ce veste? Dacă David a fi făcut această cântare pentru Ionatan, o înțelegeam cu toții. Dar pentru cine a mai făcut David această cântare? De jale? A făcut-o și pentru Saul. Cine era Saul pentru David? La un moment dat, într-o groapă, într-o peșteră, David l-a avut în mână pe Saul. Și apoi, de la înălțimea dealurilor, Saul a strigat, tu ești mai bun decât mine. Recunoaștem uneori că inamicii noștri sunt mai buni, dar cât timp durează această declarație? La Saul n-a durat. Și acum, David, în loc să se bucure că privecia lui a luat sfârșit, în sfârșit, poporul se va strânge după el, va urca pe tron, așa după cum Samuel i-a spus la uns ca împărată, el nu s-a bucurat. De ce? Pentru că în inima lui nu era răutate. Nu spuneți lucrul acesta. În ulițele Ascalonului, pentru ce să se bucure filistenii? Rugăciunea de mijlocire, pentru ce să zică neamurile, egiptenii, filistenii, unde este Dumnezeul lor?